interesant autobuz. No, salutare tuturor și bine ați venit la nou videoclip. Suntem aici, da? Târgu Jiu. Videoclipul de la care mergeam la pe Valea Jiului se vede și aia. Deci acolo ați văzut deja. Cine își mai amintește, dacă știe. Foarte puțin abonați am avut atunci, dar da. Facem un video de aici. Deci, haideți. No, asta e piața gării sau, nu mă rog, nu știu ce vrea să fie. Stația e acolo, practic, clădirea. Asta e bulevard, stația gară, municipiul Târgu Jiu. Văd că este, sunt fire de troleibuz, dar eu nu am văzut troleibuz, deci, da, stația aici, transport public, ce ați văzut? Mă mir că încă, no, transport public vechi, da, no, hai că merem. Oricum sunt aici pe afară, stați că o să vă arăt și cam cum e pe aici, că ne împrejurăm, dar nu să mai vorbesc și de aici, nu să tot am fost. Să-mi bat piciorul, se pare că așa de liniște aici, în sensul că pustietate, nu prea e lume. Sau poate așa e ora, dar pe bune, nu? Drumul este tren spre Rovinari, adică spre Cărbunești, nu spre Rovinari. Dar, no, nu înțeleg chestia asta. Și cu aia oricum aia o să mă duc încolo și după aia vin înapoi seara și aia la 7 seara, pe nu știu ce voi face 2 ore, sincer. Dar nu. Vedem. Hai, frate, că avem mișcare. Un Marfar GPR Cargo. Ah, dar se oprește. Acolo din ăla hidraulic, oricum. Ah, nu mai stau să... Oricum asta, văd că e prea bătută. Nu știu cum e. Da, haide că... O încetinit, dar nu oprit, mere mai departe. Mă, dar e lungă rău. Să-mi bag piciorul dacă nu. Da, am zis să filmez, nu? Așa văd că e abătută, interesant. Se pare că de aici îți pornesc trenul. Practic. Asta oricum e Cărbunești. Asta nu, că ăsta e Rovinari spre Craiova o să meargă. Oricum, interesant aici. Acolo ceva locomotiv, asta ce am mai filmat eu. În față, vedeți? Era și în videoclipul meu cum treceam de Târgu Jiu. Asta de mult timp, asta era în ianuarie sau februarie, nu mai știu exact. Dar, nu. Până la urmă, hai să mă duc înapoi că trebuie să-mi fac temele, că nu se poate. Dar mai prind ceva mișcare, da, ce există aici. Aia zis, de aia am filmat. Da, asta va fi cu care voi pleca. Ce pana mea e asta? Craiova, Turcea, în Târgu Jiu. Mă, da, nu știu, dar asta nu-i pe grafic, m-am uitat. Da, am ca rămas pe din afară, da. Au venit locomotiva asta ca să se bage cu trenul ăsta. Craiova, Turcea, în Târgu Jiu. Ok. No, drace, m-aș întreba ce se întâmplă. Îl tractează undeva. Da, probabil. Sau acolo e remiza de vagoane în față, nu știu, sincer. Nu cunosc zona asta. Na. Aici se poate trece încolo.
niște locomotive. Că-s mai puține aici, nu știu. Și acolo înăuntru văd că îs ceva. Sunt mai puține decât am fost anul trecut când am fost pe aici. Dar nu. Oricum, acolo în față e gara și asta nu vorăm în linie 1-2. Și o să trec eu frumos pe aici. De fapt, da. 3, mă duc. 4, patru fiind ăsta. 5, 6, 7, 8, 9, era să mă împiedic, și 10, bine, 10 asta, loc de magazie, de încărcare, depozitare, ce-o fi. Și aici o mers o linie, nu știu pe unde, mai sunt bălării crescute și n-are rost. Dar cam așa ar fi, deci e interesant. Ala o să meargă, cred că la Rovinar, Turceni și doar până la Turceni, că așa e regiul. Asta sincer nu știu ce era, dar aici poate trece, altă stradă. Hai că să mă uit și ce stradă e asta. Bine, nu o scris niciunde, dar m-am uitat pe hartă și îi strada Ana Ipătescu. Asta e magazia de mărfuri și eu mă duc înapoi, că nu. Ce să stau aici? Atunci vă vorbesc. Deci, impresiile mele. Destul de părăsit, în sensul că nu prea îi mișcare, nu prea îi lume. Și îmi pare rău să zic, dar și doamna de la casă a fost destul de nepoliticoasă, să vorbesc, să zic așa, mai frumos, că puteam să zic mai urât. Dar n-are rost să zic mai urât. Și nu, așa îi. Da, să sperăm că se duc impresiile astea proaste, dar nu, că și lumea de aici, nu știu, e cam aiurea, nu știu, e altfel sunt oamenii. Să mă uit, oricum, vă las acum ca să trec liniile, după aia revin. Bun, nu am mai revenit cu fața mea, dar acolo unde ea. Am zis să iau spre partea cealaltă acum, mă duc unde pot. Oricum nu vreau să deranjez pe nimeni. Da, mă duc până unde pot. Teoretic aici ar mai avea voie, da. Vedem până unde. Acolo e o tablă în față, că zona de siguranță feroviară. E foarte veche, dar e. Ma, no. Nu am înțeles exact ce e aici. Dar no. Oricum, fain. Aici e trenul ăla. Garnitura care s-a dus de pe linia 1, văd că, dar nu știu ce se întâmplă, cred că aici e revizia, o fi, apar, n-am, dar ciudat loc, nu știu ce să zic. Aici sunt ceva vagoane rămase în urmă, da, stau să părăsească, adică stau aici părăsite, vreau să zic, și nu, eu mă duc înapoi. Interesant cum e aici. Poate că mă mai duc de pe partea cealaltă, pe sub pasarela, acolo unde am mai filmat. Să vedem cum e. Nu mă simt foarte bine aici, nu știu. Cam un loc aiurea. Ai impresia aia că în orice moment vine cineva să te ia la rost sau să aibă ceva cu tine, nu știu. Poate impresia mea nu e adevărată, dar nu. Și da. Târgu Jiu aici e mai altfel decât credeam eu, adică mai rău, adică mai rău, da, mă mai chinui puțin cu bateria pentru că iară n-am încărcat ca lumea bateria externă și iară mi s-a terminat, adică când am pe telefon atât o să filmez azi, trebuie să am grijă cât filmez și ce filmez. 1888 s-a dat drumul aici, să zic o puțină istorie, nu? De atunci îi se circulă cu trenul pe aici. Era o gară mai veche, aia s-a demolat în 1960-70 sau ceva de genul. Oricum, pe acolo, cred că în 1970. Și
e clădirea aia ce ați văzut voi și în față. Dar nu. Ce să zic? A, hidraulica ăla din spate. Era și pe partea aia altă una. Dar nu. Cred că... Nu știu. Mă mai duc și pe partea aia altă și mai vedem ce mai filmăm. Am zis să iau și asta, să fie. Oricum cu asta voi pleca. Și nu. Super.